Și mă gogoașă, mă, cum e cu documentarul ăla? De E... câte ori trebuie, mă, să facă femeia la mamifer sex pe an? A? De minim 100 de ori ce fac. Apar probleme hormonale și se dilește la cap. Uite în ce hal m-ai adus! Am ajuns să fac teste de sarcină din cauza ta! Dacă sunt însărcinată, ce mă fac? Dacă ești însărcinată, te iau de nevastă! Go-goa-se! Gata! Gata, iubi! Iubi? Bă, dar voi vă iubiți, nenică, nu glumă! Normal? Mai tași, naibii! De asta repede lui domnul comandant și vezi să ajungă la el, urgent! Poftim, ia de aici! Ce-s astea? Orarul partidelor de sex. Să te pregătești din timp, da? Ați văzut că până la urmă am scăpat de fătălău? Trăiască, șefă! Care fătălău? De cocoașă! Mi-a semnat hârtiile de anulare a căsătoriei! Yes! Unde sunt șeful? În mână la nevastă mea. Bănesc că de data asta ai avut prezervativ, nu? Nu? Păi n-am stabilit că îl pui tu? Mai repede, că acum începe instrucția. Hai, de ce te miști așa încet? Repede, iubi, repede. Repede, iubi. Fan soldaței. Ce să fac? Soldaței, dragă. Ce sunt aia? Aoleu, ești dita mai militară în NATO și habar n-ai ce să aia. Soldaței. Nu. Bucățele mici de sandwich, dragă, cum mănâncă copiii. Unde n-ai bai făcut grădinița? Dă-mi ce ai. Poftim, iubi. Așa. Ce mi-l dai, dragă, așa opărit? Vai, iubi, e făcut special pentru tine. Acum l-am luat din cazan. Și ce mă interesează, dragă, pe mine? Vrei să mă opărești de viu? Suflă în el, suflă în el și răcește-l, că așa fac soțiile grijului. Așa ții tu la mine, nu? Normal, iubi, eu țin la tine. Dar nu se vede? Nu. Și nu mai sufla atât, anceaiul meu, că mi slești. Suflă, dragă, că e fierbinte, iar mă opărești, extraordinar ești. Așa. Mă iubești, a? Mă iubești, nu? Da. Mincinosul ce ești. Dacă nu-ți rupea soția comandantului anularea căsătoriei... Eu am pus-o, iubi, că am avut mustrări de conștiință. Mi-am dat seama ce om extraordinar ești. Mi-am dat seama ce suflet mare ai și că nu o să mai găsesc altul ca tine nici într-o mie de ani. Să mor tu. Vrei să mor eu? Să moară iubițica ta? Soțioara ta dragă să moară? Mai lasă-mă, dragă, cu vrăjeala. Fă masaj la picioare, hai. Imediat, iubi. Și să știi, nu este vrăjeală. Uite, dacă vrei să-ți dovedesc cât de mult te iubesc, semnează încă o dată actele de anulare a căsătoriei ca să ne recăsătorim și noi cum trebuie, cu o nuntă mare, cu fast. Și știi ce urmează după nuntă, nu? Ne drăgem cu zeamă de varză. Nu, iubi, noaptea nunții. Numai noi doi, goi. Noi doi? Goi? Semnezi? Nu! Începem cu noaptea nunții și după aia semnez. Nu mai împac, bă, pupăzăr, nu mai împac, că ea doar când îi fac figura asta. Bă, ce-o-i fi așa prost? Nu știu.
Haide mă, lasă-o încolo de treabă. Eu nu înțeleg cum să nu simți că nu ai prezervativ. Lasă-mă și tu în pace cu teoria asta. Adică ăla din reclamă se duce cu el pus la pipi și nu-și dă seama. Și tu crezi că eu îmi dau seama când sunt cu Loricica goală între mine? Mai bine zi mersi că eu nu leșin de emoție. Mersi. Cu plăcere. Termină trecul cu politețele astea, că m-am săturat. Ție de politețe, ți arde acum. Zi mai bine ce mă fac. Ce mă fac, Elma, ce mă fac? În ce hal m-a adus asta? Hai, liniștește-te că poate nu ești însărcinată, da? Hai, calmează-te. Cu fătălău de chiorete ce mă fac, Emma. Că ăsta uită non-stop să-și pună prezervativ. Cât o să mai scape, Emma, zi-mi și mie cât? Mă, să nu simte el. Tita mai bărbatul, că n-are prezervativ. O fi uitat și el de emoție, na. Mă, dacă știe că e fătălău și uituc și vai mama lui să-și pună un prezervativ și să-l lasă acolo, frate, permanent. Nu ești nebună, păi... Îl jenează și pe el, nu poate să-l țină atâta. Ai, iurea, dar pe ăla din reclamă de ce nu-l jenează, a? Și ai văzut că se duce cu el peste tot, până și la toaletă. No, asta este soluția. Dacă vrea să fie cu mine, vreau protecție 24 din 24. Protecție asigurată. Nu mai pot, nu mai pot. Sunt terminat. S-a pus pe mine, zici că e păianjenul ăla, văduva neagră. Zici că e... călugăriță. Dacă călugărițile au voie să facă așa mult sex, la ce mănăstire? La... Doctore, călugărița este o insectă. A, da. M-a terminat efectiv. Dă-mi o idee, doctore, de o boală care să pot face o pauză de sex de măcar o săptămână. Păi eu zic de... Uite, o boală venerică. Faci o pauză de sex mai mult de o săptămână, să știi. Venerică, a? Păi... Doctore, vrei să dorm pe preș? Păi, și așa sunt cu somnul în urmă. Atunci, nu știu, trebuie să caut, să mă gândesc, să... Gata! Sunt gata, mămică, uite cum am... Vezi, doctore, m-a terminat, nu mai pot! Visez sex, sex, sex în continuu! Domnule comandant, știu ce facem. Trebuie să protejăm zona, nu-i așa? Să ridicăm o fortificație, o întăritură. Mergem la un depozit de materiale de construcție. Luăm un sac și pe urmă... Asta da, căsnicie. Yes! Acum semnezi? Ai văzut câte fac eu pentru tine? Și poți să faci chestia asta în fiecare seară? Normal, iubi. Dar asta înseamnă că trebuie să fim căsătoriți pe bune. Adică să desfacem căsătoria asta nașpa-nașpa și să facem una din dragoste. Din dragoste? Ce romantic! Exact! Semnezi? Nu! Nu! Uite așa, nu! Adică ai profitat de mine și acum... Și acum ce? E te pierzi! Zic că nu ți-a plăcut! Nu! Zi mersi că te-am scos din abstinență! Porcule! Aghiarule! Ia vezi, cucoană, nu te tinde cu chestiile astea, ești încă nevastă mea și poți să... Și poți să dau și eu! Da! Bine! Tu ai vrut-o! Vrea să mai fie cu mine, o să-ți țină prezervativul 24 din 24. Mă, dar tu ai nebunit, pe cuvântul meu. Păi ce vrei tu este imposibil. Păi atunci face și el instrucție. Aleargă, lucrurile se mai mișcă pe acolo, mă înțelegi, da? O să-i cadă. Nu și dacă și lipește. Ce, mă? Da. La exact la asta mă refer. Nu strică să-i pui puțin leocoplas, că n-o să moară. Ai nebunit de bine, pe cuvântul meu. Păi și când îl dezlipește, tu știi ce durere o să aibă? Ce să-ți povestesc? Păi noi femeile când ne depilăm, cum de nu leșinăm de durere, a? Auzi, mie mi se pare că prea ai cocoloșim pe bărbații ăștia. Dacă vor sex, să sufere, nenică. Să sufere, că și noi suferim. Uite exemplu. Am făcut-o cu gogoaș. Mare șmecherie, parcă e prima dată. Da? Dar de data asta am fost trează.
Și am și acceptat. Uleu, așa disperat ai fost? M-ar mira ca mâine pui mine să-i trântească și vreun. Mușcă-ți dracu limba. Aoleu, dacă a folosit prostul dracu vreun prezervativ înțepat. M-am nenorocit. E, poftim! Până și fotălău de gogoașă are prezervativ. Numai al meu, nu. Mi-ar prostul al naibii. Auzi, iepuraș? Iepuraș? Voi aveți pe acolo, pe la infirmerie, vreun leucoplast? Iepuraș? Copil cu gogoaș. Ce ai făcut, mă? Ce să fac? Mi-am pus-o în gips. Nu se vede? George, eu n-am chef de glume. Dar nu e glumă, dragă. Am întors-o de gradul 2. Așa a spus doctorul. De la prea mult sex. Întors-o. Întors-o, dragă. Uite, dacă nu mă crezi, sună la infirmerie. Și când ai făcut mătăluță întors-o, vreau să știu. Păi de unde să știu eu, dragă, că mai nou faci sex cu mine și când dorm? S-o fi luxat în somn, eu știu. Păi ai zis că ai întors, nu luxație. S-o fi întors în somn. În somn? E, las că văd eu mâine, mă, ce întors ai. La ce oră vine, mă, doctorul la infirmerie? De ce? Luricica, ați promit că de data asta o să port prezervativ în fiecare buzunar. Jur! Chiorete, nu în buzunar trebuie să porți prezervativul. În altă parte. Măi, Luricica, eu vroiam doar să spun că... Ce să mai îmi spui, Chiorete? Nu mai spune nimic, că m-am săturat de vorbele tale. Înțelegi? Sper că am fost destul de clar. Dacă mai vrei să fim împreună, vreau protecție 24 din 24. Luricica, tu chiar vorbești serios? Evident, Chiorete, că m-am săturat să mă chinui cu testele de sarcină. Mi-ai scos perialturul, vezi? Uite, dar nu se văd că sunt blondă. Măi, Luricica, dar eu nu pot să port prezervativ non-stop, că mă jenează. Ce să-ți povestesc? Mă, dar pe ăla din reclamă cum de nu-l jenează? Măi, Luricica, e o reclamă, e la mișto așa. Chiorete, hai că începem să pierdem vremea. Da, vrei chiar... să mai pui mâna pe mine? Știi ce ai de făcut? Tu hotărăști, da? Că dacă sunt însărcinată, să știi că mie îmi crește pofta de sex, Chiorete, și nu stau să te aștept pe tine. Îngățesc un gigolo cât ai zice pește. Gigolo? Să trăiți, domnul comandant! Aș vrea eu, dar pentru asta am nevoie de ajutorul tău. Dar ce s-a întâmplat? Vine nevastă mea, vrea să știe mai multe despre gips. Ai grijă ce îi spui, să nu mă dai de gol cumva că mă omoară aia. O știi că e... O știu? Orice ți-ar zice, orice ți-ar face, mormânt! Mormânt să trăiți, da? Să nu mă tortureze, că nu rezist la durere, da. Ce cauți mai aici? Am venit să... Să? Am venit la... Am venit la control! La control ca să... să-i schimb gipsul. Gipsul, a? Exact! Că are o dita mai... Doctore! Întorsă! Ce credeți că spun? Întorsă? Da, da! Ia ieși, mă, afară, că trebuie să vorbesc cu doctorul! Dar n-am termin... Trebuia să... Ieși, am zis! Bine, ieși, mamă! Ieși! Și acum că am rămas numai noi doi, are întorsă sau nu? Sigur că are, șefa, îți jur! Ești sigur? Absolut! Ia mai gândește-te! Ți-ai lipit protecția? Hai, mă, iubi, că nu pot! Atunci ia-ți mâna de pe mine, Chiorete!
Da, pune-ți-l, mă, ce ai de pierdut. Nu mi-l pun, bă, nu mi-l pun. Asta ar fi chiar culmea umilinței, să știi. Nu-l pui, a? Nu, orice ar fi. Emma, îmi împrumut și mie fustița asta? Că aș avea nevoie. Pentru că am întâlnire de seară. Ai întâlnire? Cu cine, dragă? Cu un gigolo. Ai auzit, Chiorete? Cu un gigolo. Bine. Ce faci, iubi? Ce faci, iubi? Ce dragă, ai revenit la sentimente mai bune? Nu mai vrei să anulăm căsătoria? Oh, ba vreau! Ba vreau! Eu nu vreau! Na, ghinion! Și pe cât facem pariu că o să semnezi? Ha, ha! Poate în visele tale. De nebună! Aha! Deci e adevărat! Te-ai însurat fără să-mi spui, nenorocitule! Eu am vrut, mamă, soacră, dar nu m-a lăsat el. Nu e adevărat, mămică. Există o explicație. Ce există, mă? Semnează imediat anularea căsătoriei, că te călc în picioare. Și facem, mămică, altă nuntă așa cum trebuie, cu mulți invitați, cu rochie de mireasă. Uite, dacă vrei, poți să organizezi matale. Corect. Așa facem. Unde sunt hârtiile, făi? Mămică, să nu crezi că asta te păcălește. Eu dacă semnez hârtiile astea, rămân nemăritat toată viața. Nu mai mă ia de bărbat. Da! Cum poate să zic așa ceva, Costel? Nu știu. Ți-e rău, mamă, ți-e rău. Mie? Tu știi că ești lumina ochilor mei. Tu ești viața mea. Vedeți, mamă, cum mă ocărăște. Cum poți să ocărăști fata asta cu vorbele astea, mă, măgarule? Insensibilule. Iată, Lancuțo, că e un insensibil. Seamănă cu Tasu, poștașul comunei. Poștașul, mămică? Păi tăticul meu nu era șeful de post? Ce contează? Semnează mai repede că te crap! Da, mămică, dar dacă semnezi asta, aleluia! Semnează când îți spun că te zici! Gata, mămică, gata! Uite pe ce faci! Gata, mămică, ne mai da! Cum e, mămică? Ai văzut că în luxație? S-au întors. S-au întors. Știi că eu nu mă pricep la termenii ăștia medicali. Știu. În schimb, te pricep la minciuni foarte bine. Ce minciună, mămică? Păi n-ai vorbit cu doctorul? Ce tâmpenițe a spus idiotul ăla, că l-o omor? Nu te mai obosi. L-am omorât eu până mi-a zis tot adevărul. Ai întors, a? Da, de gradul 2. Aha. Ești sigur? Da. Ești foarte sigur, nu? Da. Ce vrei să faci, mămică, cu ăla? Mămică? Păi să-ți trateze întorsa, mă. Nu-mi coace, mă. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Iubi, poți să scoți și ăsta 2 minute? De ce? Păi am nevoie la toaletă. Bine, dar să-l pui imediat la loc, da? Fără discuții, iubi, să poate. Fii atent să nu vii aici fără el, că te verific. Nicio problemă. Ai văzut, Emma, că n-a murit? Mare scofală, un amărât de leucoplast. Și-l scoate imediat. Yes!
mine! Cum mai poți, mă, să desfaci? Ghizoliru! Ajută-mă! Bă, tu ești stâmpit? Păi cu ăsta se lipește pana la tanc. Nu mai iese! Trebuie să iasă! Trage de el! Adică să punem în apă... Te bătă aici, nesimțitule! Să-ți fie rușine, mai pupăză! Adică pe țeava de la tanc poți să pui mâna și pe mine nu vrei să mă ajuți! Halal, camarad! Vino cu pupăză! Bă, fac pe mine, nu pleca! Pupăză! Cum e, mămică? Ai văzut că am întors-o? Sau luxație. Sau invers. Că era luxație la tine și întors-o la mine. Dar nu-i nicio problemă. Mai... Dar te-am scutit de text. Mulțumesc. Arde dango, ya mare mo manjo. Arde dango, ya mare mo manjo.